poată să plece către teritoriu și la rândul lor fiecare primar să poată să le discute cu cetățenii, să le afișeze și, așa cum știți, din momentul în care a apărut un monitor oficial, există o perioadă de decădere de 45 de zile în care fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să-și aprobe bugetul. Așa că noi facem acest pas astăzi cu mare rapiditate pentru a nu pune pe nimeni într-o situație de imposibilitate și vă anunțăm pe această cale că vom mai avea o ședință în cursul acestei luni, deși am mai avut o ședință extraordinară, vom avea de data aceasta o ședință ordinară în data de 28, pentru că tot legea spune că orice unitate administrativ-teritorială trebuie să aibă în fiecare lună o ședință ordinară cu celelalte proiecte pe care trebuie să și le aprobe sau să le pună în discuție. De aceea noi în această zi n-am mai luat și alte proiecte să le punem la ordinea de zi și am lăsat numai acestea care sunt foarte fierbinți și în felul acesta să avem data de 28 o ședință ordinară cu celelalte probleme. Așa că dați-mi voie să trecem și să vorbim și dacă vreți așa o scurtă considerație, sigur, în cursul lunii aprilie de data aceasta vom vorbi despre bugetul propriu al Consiliului Județean, pentru că și noi intrăm în regula celor 45 de zile. Și de aceea, până la sfârșitul lunii viitoare, undeva, cred că după Paște, pe ce dată e Paște? 28 aprilie. Poate ne mai uităm mai bine la calendar când o facem, poate facem chiar mai devreme. Dar nici ca să ajungem mai să luăm aceste hotărâri. Deci vom putea să vorbim. Când om ajunge la bugetul nostru, vom putea să vorbim mai mult, pentru că o să ne uităm mai atent la ea. Însă, în acest moment, câteva lucruri speciale care trebuie să vi le spunem sunt legate de faptul că prin această lege a bugetului s-a stabilit că se alocă 450 de lei pe locuitor pe an pentru județe, dar nu mai mult de 275 de milioane de lei pe an pe județ. Faceți o socoteală simplă, 450 de lei, înmulțit cu aproape 700.000 de locuitori în județul Dolj și vedeți cât a pierdut județul Dolj, nu cât a câștigat. Pentru că noi, având o populație mare, de două ori și ceva, de exemplu, cât Mehedințul, da? A trebuit să fim plafonați la 275 de milioane. Da? În aceste condiții, nu acum facem socoteală, o să o facem luna viitoare, dar veți vedea că e o chestiune considerabilă și vă spun acum, pentru că o să o mai spun, am făcut un lucru extraordinar în cursul anului trecut. Faptul că noi, pentru investițiile în continuare, ne-am asigurat din credit și am putut să le asigurăm să poată să meargă mai departe, ne-au dat siguranța că măcar ceea ce am avut până acum antamat, poate să meargă mai departe. Restul ne vom uita, probabil că vor fi probleme multe și la localități, pentru că banii care vor trebui să-i mai primească localitățile din partea Consiliului Județean, sunt cei care îi primesc în fiecare an. Adică niște sume mai mult simbolice, care înseamnă uneori 2-3% din bugetul care îl primesc. Ori sunt unele localități, și în special orașe, care au proiecte foarte multe, dar nu numai orașe, în care cofinanțările sunt mai mari decât bugetul care l-au primit acum. Și vor trebui să găsească de undeva o soluție, de unde să se împrumute sau cine să le dea bani. Mai departe, s-a stabilit că pentru municipii
se vor primi bani în funcție de numărul de locuitori, dar nu mai puțin de 12 milioane de lei pe an pe municipiu. Sunt avantajate cele care sunt la limita dintre oraș și municipiu. Iar în ceea ce privește orașele, nu mai puțin de 6 milioane de lei pe an pe oraș. În ceea ce privește comunele, se transmit 1000 de lei per locuitor pe an, dar nu mai puțin de 2 milioane de lei pe an pe comună. Și aici 2 milioane, adică 20 de miliarde vechi, le dă foarte bine comunelor foarte mici. Probabil Botoșești, Paia, Gogoșu sunt comune care sară într-un picior de drag. N-au avut niciodată banii ăștia. Dar cu alții vom vedea cum se vor descurca. Deci, cele două puncte de la ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și vă supun votului cine e pentru, potrivă să abține cineva. Primul proiect de hotărâre privind repartizarea impozitului pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale comunitații administrativ teritorial de anul 2019, Comisia numărul 1, doamna Carmen Velișcu. Comisia 1 a vis favorabil următoarea mențiune. Având în vedere programul înaintat de Ministerul Finanțelor Publice privind repartizarea impozitului pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, anexa la acest proiect se va înlocui cu anexă detaliată pe destinația sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, și anume asigurarea bugetului de funcționare, acoperirea diferențelor 2018-2019, acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoanele adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav. Este vorba de anexa pe care am găsit-o pe masă. Mai precis, în cursul zilei de ieri, a susținut această notă, după ce terminasem totul de făcut, în care ne spune că sumele rămân aceleași, dar că ele trebuie defalcate pe toate aceste activități. Așa că nu e nimic nou în chestiunea asta. Dacă sunt comentarii, dacă nu, cine e pentru, împotrivă, se abține cineva. Al doilea punct la ordinea de zi este un proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022. Trebuia să pronunțe Comisia 1, doamna Carmen Velișcu. Comisia 1 a fost favorabilă. Și Comisia 2, domnul Cosmin Vasile. Favorabil. Da. Deci aici am procedat cu toată transparența, respectiv suma de bani care a fost repartizată pentru drumurile județene și drumurile comunale a fost împărțită la numărul de kilometri, de circa 800 de kilometri pe care iau drumurile comunale și circa 1200 de kilometri pe care iau drumurile județene, a reieșit o sumă pe care am înmulțit-o cu kilometru fiecarei localități. Așa că veți remarca faptul că nu toate localitățile primesc bani. Pentru că nu toate localitățile au drumuri comunale. Au drumuri de toate felurile. Drumuri vicinale, drumuri, eu știu, altele decât drumurile care sunt aprobate prin hotărâre de guvern și sunt trecute în repertoriul Ministerului Transporturilor. Și, practic, cu o diferență de 10 lei, de 12 lei, de cât o fi, sumele sunt exact ca anul trecut. Așa că nu e niciun fel de altă mare diferență, fapt pentru care astea sunt. Adică, dacă e să tragem o linie și să spunem o concluzie, sumele sunt mici. Și foarte mici. Sunt mici pentru drumurile comunale, sunt mici pentru drumurile județene. Deci, nu se întâmplă altceva decât să duce eventual o basculantă de pietriș pe undeva pe o parte, deci nu rezolvă problemele. Dar, în fine, e calul de dar
și să nu-l mai căutăm în glume. Da. Dacă dumneavoastră aveți comentarii. Dacă nu, vă spun cine e pentru, împotrivă, seara.